Salut! Așa cum v-am zis și în video trecut, azi am ieșit să filmăm R6-le ăsta din 2006. Motorul ăsta, nu știu dacă mai țineți voi minte, o mai apărut prin clipurile mele anul trecut, avea o culoare albastru cu ce era? Albastru cu negru. Eu sunt alături de proprietarul motorului. Facem clipul ăsta pentru că are... El e băiatul de care v-am zis eu tot în clipurile trecute, care a avut un accident cu motorul. Accident în sensul că el a pățit motorul, n-a pățit mai nimic, o să vă arăt și a pățit motorul. Motorul a fost scos de la vopsit acum 3 luni, 4 luni. Acum 4 luni a fost vopsit complet, adică din albastru cu gri, cum era, acum este un verde cu... Din albastru cu negru. Din albastru cu negru, acum e un verde cu gri, un fel de gri. Poate o să avem noroc și o să iasă și soarele dintre nori și o să vedeți și exact cum arată, pentru că are foarte multă sclipiști, are băgat, perla are băgat în el. Și s-a hotărât să vândă motorul, vinde motorul pentru că el pleacă în Austria și nu va lua motorul cu el, acolo va merge la lucru și n-are rost să țină motorul în garaj, e păcat să îl țină în garaj, să treacă timpul peste el, să nu-l folosească nimeni. Cum v-am zis și în videoclipurile în care am luat lui interviu când a picat, el i-a tăiat cineva calea, a pus frână și s-a băgat brusc la 3, 4, 5 metri în fața ta. Da. În 5 metri s-a băgat în fața lui, i-a pus frână, l-a făcut motorul lumânare, a picat și motorul a picat peste el. La căzătură, asta e urma una dintre ele. Aici se vede. Și aici. Și aici se vede iar o zgârietură, dar nu-i zgârietură, nici nu știu cum. Nu-i. Probabil de la echipament, cum avea echipamentul pe el, cum s-o luat. Astea singure lucruri care le are motorul, el s-a ales cu o claviculă ruptă și n-a putut să se care până acum de o săptămână, două, s-a cărat cu motorul. Și na, având acum oferta care o are la locul de muncă, trebuie să plece din țară și motorul va fi la vânzare, va apărea la vânzare pe OLX. Probabil că în momentul în care voi o să vedeți videoclipul ăsta, motorul deja va fi pe OLX, o să pui anunțul. O să-i facem și poze acum și prețul o să-l vedeți voi în descriere, că cine știe peste câți ani o să vedeți videoclipul ăsta și nu o să aibă nicio relevanță. O să vedeți prețul motorului în anunțul de OLX. Acum motorul, eu am mai zis la lume, tu motorul l-ai scos, ai făcut o revizie completă la el, în sensul că l-ai dus la... Avea 50.000 de kilometri, 50 ceva. Da. Nu prezenta simptome. Motorul mergea bine, că eu am tot zis bine, în clip, mergea, n-avea nicio... Pentru siguranța mea, în momentele alea nu știam că plec din țară, am preferat să fac o revizie la motor, în ideea în care motorul a fost desfăcut total, toate piesele uzate au fost reînlocuite cu piese noi. Ce știi sigur, că i-a făcut o listă foarte mare de la piese, lanțul la distribuție este schimbat. Știu că toată distribuția a fost schimbată și mai departe... Chiar nu știu pentru că... Mai ai lista aia pe undeva să-i facem o poză ca să o atașez pe videoclip? Încă o caut. Dacă o să găsească lista până o să postez eu videoclip, o să vă atașez o poză cu toate piesele care au fost schimbate în motor. Motorul pe scurt are revizia făcută, tot în ce înseamnă revizie, inclusiv motorul desfăcut. Tipul de lanț este nou. Lanțul a fost schimbat tot acum. Asta când ai făcut revizia? Revizia a fost făcută acum, înainte să pici, înainte să termin de vopsit. Anul ăsta în februarie, martie a fost revizia făcută la motor, în sensul că desfăcut tot motorul și revizuit. Lanț nou, pinioane noi. Lanțul nou, pinionul de pe spate este mai mare. Pinion mai mare pe față și mai mic pe față, mai mare pe spate și mai mic pe față. Căpătă un pic de putere, motori mici și îi dă cuplu mai mult și scade top speed-ul. Cine se pricepe la motoare știe că astea e un fel de tuning soft, cum se fac la mașini, la motorii schimb pinioanele. Motorul, cum a zis și el mai devreme, are plăcuțele, nu știu dacă se vede aici, așa, dar plăcuțele sunt noi, sunt schimbate. Deci când a fost făcută revizia la motor, atunci a fost schimbat kitul de lanț, plăcuțe, bujii, cauciucuri. Cauciucurile tu i-ai pus semislicuri, i-ai luat de la... Motorul a fost, nu știu dacă mai zis în videoclip, a fost făcut la Pascot, la serviciul lui Pascot Racing din Timișoara. Și de la el a luat și semislicurile. Semislicurile încă sunt în stare foarte bună, adică motorul, el nu se va mai căra cu motorul. După revizie, să zic că am făcut maxim 1500. Da. Maxim. De kilometri. Motorul, nu i-a mai făcut o prezentare motorului anul trecut. Tot cu chip eram. Motorul este cel din 2006, nu știu dacă am mai zis, are 126 de cai, dacă nu mă înșel, este de 600. Motorul arată impecabil, nu are niciun fel de
doar ce a fost vopsit, adică este perfect este motorul. În afară de acele două mici zgârieturi. Da, zgârieturile alea două mici. Și suportul ăsta care va fi schimbat tot când a picat, probabil când l-a agățat cu mâna, s-a rupt cumva suportul, dar paharul este bun, nu are nimic, doar suportul care ține paharul de lichid de servo, de frână, s-a rupt suportul acolo. Ai două chei la motor? Da. Manetele le-ai schimbat tu, ai pus manete sport cu reglaj și de frână și de ambreiaj. Motorul, tu ce ai mai pus, ai pus suportul de număr sport. Da. Toba, iar o are schimbată. Toba asta tot așa cum era și anul trecut, cu gaură în ea, dar e carbon. Nu știu unde găsim carbon, dacă găsiți voi carbon pe undeva, îl schimbați voi care îl cumpărați. Da, toba, gândiți-vă că acum am venit, o să pun cadre din mers, că eu am mers în spatele lui și gândiți-vă că numai ce ne-am oprit și o țin mâna pe ea, deci carbon, nu e sărăcie. Semnalizările pe față, iară sunt schimbate, sunt sport și ăsta e tot motorul, adică tot e vopsit, e impecabil. E, ai și schimbat, mi se pare, că în talon ai apucat să-i faci rarul și ai schimbat culoarea în talon deja. Eu am, cred că am o poză când era desfăcut tot motorul, toate carenele date jos, când am făcut eu schimbul la R6-le meu. Atunci am avut și mi se pare că i-am făcut o poză atunci în garaj când n-avea carene. O să vi-l pun să o poză și să vedeți cum arată fără carene pe el. Tu ai luat sticker-le astea cu Monster și le-ai pus. Da, astea sunt protecțiile pentru... Protecțiile la genunchi, la ouțe. Fan Monster omul. Și Valentino Rossi. Așa cum am zis, are două chei. Hai să vedem și cum se aude, că în mers nu știu cât se aude de bine. Așa, hai să mă duc pe partea asta la altă. Motorul acum are 54.800. Probabil că... Motorul are 54.800 de kilometri, acum nu știu cât vor mai fi în creștere, că el va pleca la servici. Probabil că vor mai crește kilometri cât se mai care el până să plece din țară. Dar nu o să crească foarte mult. Ideea este că anunțul este jos în descriere și cred că vi l-am arătat de jur împrejur tot. Ați văzut motorul cum arată și... O să mă urc eu pe motor acum, o să mă auziți pe mine în timp ce vorbesc, să mă car și eu cu el. Eu m-am cărat cu el anul trecut, dar m-am cărat foarte puțin. M-am cărat și anul ăsta când l-am mutat din garajul lui până în garajul meu. El avea clavicula ruptă, era cu ham pus la umăr și nu putea să conducă motorul și l-am dus eu. Dar am mers doar prin oraș puțin, n-am apucat să mă urc pe el, n-am trecut de 2-3 mii de ture. Hai, ne urcăm pe motor și ne auzim de acolo. Așa și cum ziceam mai devreme, acum a ieșit soarele puțin dintre nori și vreau să vă arăt perla care e băgată în vopsea. Că ăsta la bază e un albastru cu perlă, da. Cu perla aurie și aici așa e un gri tot cu perla aurie. Da. Și acum, din albastru a ieșit un verde. Din albastru a ieșit un verde, da. Și iar s-a băgat soarele după nori, dar cred că vă faceți o idee cum se vede cum lucește. Și se vede ce nuanță are acum. Dar cel mai bine îl vedeți live. R6 din 2006. Oi, de ce tare show. Ia să vedem. Se aude pompa, se aude. Nici nu știu dacă filmează cum trebuie pentru asta e poziția. Poziția pe ăsta e mult mai sus, șaua, mi se pare șaua. Uai, dacă merge schimbătorul, ce fain merge. Șaua mi se pare mult mai sus. Uai, ce fain. Șaua e mult mai sus decât el al meu. Ce tare, ce fain e poziția. Mamă, ce agresiv e ăsta, stai mult mai agresiv ca al meu. Am închis viziera să văd dacă mă auziți, că ăsta sună mai tare un pic al meu și parcă... Mamă, și frânele cum prind.
Liber, liber. Liber, liber. Mamă, cum schimbă. Uai, dar ce agresiv, nu vine să cred. Deci ăsta cum trage de la 6000, rupe. Dar asta cred că și cai sunt puțin mai mult injecția. Dar nu asta, se simte discul ăla de pe față, pinionul schimbat. Ia, de la 8000. Ioi, unde te duci? Ce fain trage! Nu știu dacă îl vedeți. Ce tare! Ia! Oh, măicuța mea! Ce nervos e! Oi, dar supărat e! Deci ca prin feeling, nu știu ce să vă zic, încă n-am apucat nici. Ce fain trage. Am simțit numai acum. Mamă, ce frână de motor are. Oi, măicuța mea. Ce compresie are. Ca prin feeling e mult mai ceap. E mult mai, suspensia e mult mai tare, nu e așa moale cum e la R6-ul meu. Ce compresie are la motor, ce frână de motor are. Ciclistica încă n-am apucat să-mi dau seama că n-am. Trebuie să mă obișnuiesc puțin cu el, nu pot chiar așa. Adică na, nu e motorul meu. Dar mamă, ce diferență de putere e, să-mi bag picioarele, deci n-ai cum. Ia să-i dăm o doua. Când trece de 6000 până la 6000, nu trage, mamă, dar când trece de 6000 parcă ar avea turbo. Liber, liber. Nu mă bag încă, nu știu și prefer să nu mă risc. Ce tare e. Ușor face viteză și ce e rău la asta că te fură viteza, nu-ți dai seama. Adică face viteză și nu simți viteza care o are. Mamă, ce tare e suspensia, ce diferit e de al meu. Uite, până la 6. Frână de spate. O, ce frână de bună are și pe spate. Na, nefiind motocicleta mea, nu pot să mă dau la ea, să mă rup cu ea, dar... Bă, dar cum trage și cum se aude de tare, zice el că parcă se aude mai tare ca al meu, dar... Nu mă așteptam să se audă atâta de tare. Adică al meu și al meu face gălăgie, al meu pocnește, asta nu am auzit să pocnească, dar... Păi uite, 6 minute trage. Ce tare! Bă, e altă generație, nici se compară, bă. Se vede când e injecție, când e mai nou, nu se compară, n-are niciun fel de... Mamă, și cutia cum schimbă, incredibil ce bine schimbă cutia. L-auzit? Deci putere mult mai multă, frânele sunt mult mai bune. Bă, da, ce putere are. Dar nervos e. Ușor, tati, ușor. Ușor, hai. Mamă, ce fain merge. Dar șaua e băt. Ce tare e. Bine, asta nu e motor făcut de datură de, nu știu, ba, e făcut de datură de oraș, datură de circuit mai mult. Asta nu e de mers la plimbare, de făcut 500 de km pe zi. Te rupe. Bă, se simte când motorul e modificat, se simte și când e modificat și că e întreținut. Ia. Mamă, dar câtă putere poate să aibă. Fain, bă.
fain. Super fain. Fain că trage de la 6000, trage foarte tare de la 6000. Parcă al meu de la 10000 nu trage așa de tare, dar se simte pinioanele alea schimbate pe față și pe spate, probabil. Alea trebuie să fac o diferență mare. Bine, oricum astea pe injecție merg bine, adică merg, părerea mea e că merg mai bine decât cele pe carburație. Bă, ce ușor începe să plece imediat. Deci hai să vedem, ciclistică. Ciclistică. Oricând nu mi se obișnuit cu al meu, nu mi se mai obișnuit cu al meu decât cu ăsta, dar ciclistica nu mi se pare o îmbunătățire atât de mare. Adică probabil că nu m-am dat eu cu el destul de mult și nu mi se pare că s-ar lăsa așa de capul lui imediat. Putere mult, mult, net superior, nici nu se compară. Nici nu se compară, net superior. Ce-mi place iară la ăsta e cum schimbă vitezele. Schimbă vitezele extraordinar de bine. Frâne foarte bune. Îmi place iară că are LED-ul ăla care te anunță pe la, nici nu m-am uitat la să te apri de la 15.000, bune, 16.000 când începe să licăre. Să-ți dai seama, dacă nu te uiți în bord la câte ture ai, să știi când trebuie să schimbi viteza. Uuu, dar ce... ce fain merge. Nu știu, iară mă repet, cred că de 1000 de ori m-am repetat până acum, dar asta e, când te urci în prin jucărie nouă, cam ăsta e sentimentul. De arătat arată mult, mult mai bine decât mie personal, eu m-am și contrazis cu mutră. Mie mi se pare că arată mai bine decât modelele noi. Dar, na, e o chestie de gusturi, de preferințe, dacă mie așa îmi place, nu, liber, liber. Bă, dar ce tare e șaua. Bă, și ăsta pucnește. Ce fain face, bang, prr, prr. Cum te scoate afară din viraj, imediat pleacă. La asta, ca să nu simți frâna de motor, trebuie să-i dai un gaz un pic înainte, că dacă îi dai fără să-i tragi un pic gazul, te pune în cap. Ia, mai vedem ciclistic odată. Ba, se înclină, fain. Adică, se înclină fain, dar nu mi se pare că se înclină mai ușor decât se înclină al meu. Mine al meu fiind și suspensia mai moale un pic decât la ăsta, ăsta e un pic mai dură. Mamă, dar ce putere are. Fain. Poziția în șa nu-i șa o mai îngustă sau mai lungă sau mai lată. E cam la fel de mare cum e și pe modelul anterior, ca cel care l-am eu. Putere mult mai mare, am zis deja, cred că m-am repetat, frâne bune. Ciclistica pe mine personal nu mă dă pe spate. Da, trebuie să știi să dai cu el, probabil că are și cauciucuri foarte bune, are semislicuri. Per total, motocicleta asta la prețul care o să-l vedeți în linkul din descriere, nu cred că găsești ceva mai bun pe net, părerea mea. Acum, asta așa face norocul că cunosc motocicleta, îl cunosc pe el. El este și băiatul cel cu A5-ul care l-am prezentat deja pe canalul meu, Audi A5 alb, cel cu numere de Austria și n-ați văzut care numere de Austria pe mașina, deci pleacă în Austria. Și a zis că nu va mai veni încă un an de zile, deci tot anul viitor nu va fi în țară și ar fi păcat să ducă motocicleta acolo, să refacă, iar înscrie-o, iar a doua aici, e multă bătaie de cap și a preferat să o vândă și când vine el în țară, când se mută înapoi în țară, atunci o va, mamă, și ce tare să văd și luminițele, bordul îmi place, de bord n-am zis nimic, îmi place că e foarte vizibil, adică se vede, bă, da, cutia v-am mai spus, oai, dar cum schimbă cutia asta, deci e avion. Poziția e foarte tare, suspensia mi se pare tare. Șaua e tare. Se aude? Pip, pip.
ambreiajul e moale. Ce mai îmi pleacă. Bă, cam asta a fost Yamaha R6 din anul 2006. După cum am spus și la începutul clipului, motorului de vânzare, vedeți linkul de pe OLX în descriere. Și credeți-mă, motorul merită văzut. Pe lângă asta, el va fi plecat, deci el va pune anunțul de vânzare. Nu știu cum va proceda, dacă va fi în oraș, dar probabil că va veni în oraș dacă e nevoie. Mamă, te lasă fără permis. Deci motocicleta asta te lasă fără permis imediat. Motorul va fi la mine în garaj, deci eu probabil că vă voi arăta motorul, cu el veți vorbi la telefon. Și actele, ori îmi va face mie împuternicire să-l vând, ori dacă nu va veni el. Eu am fost Beni, mersi că ați fost alături de mine, voi sunteți cei mai tari și asta a fost Yamaha R6 din 2006. Pa, pa. Bă, dacă cum trage să-mi bag... Bă, dacă cum trage ăsta să-mi bag... Dracu intrat în el. Mamă, dar cum pleacă de la 6000, bă! Tu te, bă, de aici ești nebun? Și ce am uitat să mai spun în clip, acum cum am urcat pe-a meu, m-am dat seama. Urcându-mă pe-a meu imediat am putut să fac o diferență. La R6-le, la R6-le din 2006, cel care l-am prezentat mai devreme, tancul mi se pare mult mai lat în zona asta, adică pe ăla era mai crăcănat puțin, când îl țineam cu între picioare, simțeam picioarele un pic mai despărțite decât la asta. Asta e mai îngust în zona asta. Bine, nu mai zic că are acoperișul aici, are mai multe chestii care nu arată mai bine, dar mă refer așa, când te urci pe el, pare mai lat puțin. Nu în sensul rău zic treaba asta, o zic în sensul bun, că se simte mai fain decât se simte ăsta, în zona asta, așa. Da, interesant.